Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Astăzi am venit la chirurgul estetician pentru a vorbi despre injectări. Bun găsit! Bună ziua! Domnule doctor, de ce au nevoie pacientele dumneavoastră de injectări? Da, e o întrebare care și mie mi-e greu să răspund. Totdeauna noi căutăm frumusețea și totdeauna suntem oarecum și nemulțumiți de ce nu avem. Există multe motive pentru care pacienții recurg și multe categorii de pacienți. O parte din pacienți vor să încetinească un pic îmbătrânirea și prin injectările de chirurgie estetică cu acid hialuronic numit generic filere sau cu toxină botulinică să arate mai tineri. Nu de multe ori se întâmplă ca paciente de ale mele să-mi zic că mă uit la poze mai vechi și acum 5 ani arătam așa de bătrână, ceea ce mie îmi dă o satisfacție mare, că știu că am făcut o treabă bună, nu am făcut nimic vulgar și de multe ori avem rezultate care nu arată extrem de evident, adică într-adevăr obținem o îmbunătățire, dar nu e genul de procedură care pacientele să zică, e clar, ți-ai făcut ceva. Mai sunt și alte paciente care doresc să îmbunătățească un pic aspectul, să fie mai atractive. De obicei sunt femei care fac asta, buze un pic mai mari, pomeții mai voluminoși, modificări pe linia inferioară a mandibulei pentru a face un oval al feței mult mai atractiv. În ce zonă apar cel mai frecvent problemele? În România, în chirurgie estetică, eu cred că e ceva universal, nu doar în clinica noastră, buzele se injectează foarte frecvent. Mai sunt injectări pentru rejuvenarea feței, injectare de pomeți, șanțuri nazolabiale și, de asemenea, injectare a cearcănelor cu acid hialuronic, e acel șanț situat între nas și pleoapă, care la unele persoane e destul de adânc. Umbra cade pe el, dă aspectul de ochi mai închiși la culoare și din acest motiv există produse foarte bune de injectat în acea zonă. E o injectare un pic mai riscantă, dar la persoana la care se adresează cu rezultate foarte bune. Eu sunt bucuros că trăim în perioada medicinei în care tot timpul se mai descoperă ceva mai performant, mai sigur pentru pacienții noștri. Care sunt principalele substanțe care se injectează? Din punct de vedere a filerului, vine din limba engleză, de cuvântul to fill, a umple, este acidul hialuronic. Acid hialuronic cross-linkat, de fapt, ce am această cross-linkare, moleculele de acid hialuronic sunt legate cu ele, cu cât cross-linkarea mai mare, cu cât sunt mai multe legături între molecule, cu atât acidul se resoarbe mai greu și rezultatul injectării e de mai lungă durată. Altă substanță des folosită este toxina botulinică, care se adresează în mare parte etajului superior a feței și ridurilor de expresie, ci care dă o față mult mai luminoasă. Eu zic că e bine de evitat acea față imobilă de porțelan, cum vedem poate la unele vedete de peste ocean. La cât timp trebuie să revină pacienții la tratament? E un interval foarte mare în funcție de produs și de zona pe care o injectăm. Pentru toxină botulinică, undeva la 4-6 luni, pacientul ar trebui să revină la tratament, deci trebuie să se gândească la 2-3 proceduri într-un an. Pentru acid hialuronic, remanența este mult mai mare, până aproape de un an pentru buze, peste un an, un an jumate în cazul șanțelor nazolabiale sau pomeților. Buzele, zone foarte mobile și vascularizate, duc la o resorpție mai rapidă a acidului hialuronic. De asemenea, stilul de viață, la persoanele fumătoare, resorpția apare mai repede. Persoane care trăiesc în zone calde sau care se expun mult la căldură, saună, fac saună frecvent, remanența este mai mică pentru acidul hialuronic. Pacienții sau pacientele au tendința de a exagera? Da, din păcate, întâlnim relativ frecvent și
aceste situații, eu cred că e de datoria medicului ca în primul rând să rămână medic și nu comerciant, și atunci când pacienta încearcă să exagereze, să-i explicăm că poate nu e potrivit. Din renaștere deja artiștii au încercat să caute niște rapoarte ideale ale frumuseții. Dacă ieșim din ele, putem să ajungem la un efect vulgar sau neplăcut, chiar grotesc uneori. Deci eu cred că keep it real. Există contraindicații? Da, sigur, există contraindicații în cazul unor boli sistemice sau infecții locale. Întotdeauna e medicină, chirurgia estetică este medicină. În primul rând, nu trebuie să facem rău pacientului. Sunt permise în sarcină și în alăptare? Se consideră că nu sunt permise. În realitate, nu există studii care să dovedească că există interacțiuni. Producătorii de substanțe botox, toxină botulinică și acid hialuronic recomandă ca aceste proceduri să nu se facă pe perioada sarcinii și alăptării. Cât de realiste sunt așteptările? Trebuie să spun că am noroc, în clinica noastră avem paciente cu așteptări realiste. Într-adevăr, nu cred că este chirurg plastician pe lumea asta care să nu refuze cazuri. În cazul când ne dăm seama că pacientul nu are așteptări realiste, ar fi bine să nu facem procedura, pentru că, evident, nimeni nu va fi mulțumit. Vorbesc mai devreme de proporțiile de aur. Există în realitate acestea? Da, cu siguranță. Sunt rapoarte, numărul lui Fibonacci, raporturi de aur, care se regăsesc și în natură, dar și în conformația feței sau conformația corpului. Se consideră cine este mult mai aproape de aceste raporturi matematice, arată mult mai frumos. La urmă, de aceea unii oameni sunt considerați frumoși și alții oameni poate nu chiar așa de frumoși, pentru că proporțiile elementelor, nas, gură, bărbie din față, nu respectă aceste rapoarte matematice armonioase. Credeți că revistele glossy influențează foarte mult populația feminină, în special tânără? Da, cred asta, și nu e vorba doar de chirurgie estetică, e vorba de modă, de ținute, de stil de viață. Trăim o perioadă unde pe oameni există o presiune foarte mare pentru a arăta bine, a fi frumoși și a arăta oarecare bunăstare. Și există și metode invazive care pot să ne aducă această frumusețe, sau le încercați întâi pe cele minim invazive, injectările, filerele? În funcție de ce se adresează fiecare pacient, dacă evident îi se potrivește o procedură minim invazivă de injectare, o facem asta. Dacă crede că îi s-ar potrivi o procedură mai invazivă de injectare de grăsime proprie, deci în principiu în toate zonele unde se injectează acid hialuronic se poate injecta grăsime proprie, prelucrată, filtrată, decantată, dar asta deja în sine este o operație care necesită și o anestezie și o perioadă mai lungă de recuperare, iar în anumite cazuri proceduri și mai agresive, cum ar fi faceliftul, dar într-adevăr trebuie spus pacientului ce îi se potrivește, și dacă anumite injectări nu îi se potrivesc, n-are rost să le facem, pentru că din experiență s-a arătat că nu au rezultate optime. De la ce vârstă vi se adresează pacientele? E greu de spus și nu există și o vârstă indicată medical pentru genul acesta de proceduri. Ideal ar fi ca aceste proceduri să se facă la persoane majore, peste 18 ani. Pe partea de anti-aging, ca să împiedicăm îmbătrânirea, depinde foarte mult de genele, de tenul fiecăruia, de stilul de viață. Așa că unele persoane au indicație pentru injectări foarte tinere, cu un ten uscat, cu multe riduri, alte persoane, poate și la 40-50 de ani, chiar nu au nevoie și au o față luminoasă. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit astăzi, iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!